Campania electorală desfășurată de USL Giurgiu este în grafic și bine percepută de cetățenii orașului, aspect susținut și de candidatul USL pentru un mandat de deputat, Nicolae Florian. Suntem în grafic cu desfășurarea campaniei electorale, suntem susținuți de foarte mulți giurgiuveni. Și de ce? Pentru că le prezentăm proiectele noastre, proiectele USL-ului pentru dezvoltarea economică și socială a municipiului Giurgiu. Suntem convinși că giurgiuvenii sunt alături de proiectele noastre, au nevoie de noi pentru că suntem giurgiuveni, pentru că ne pasă, pentru că am demonstrat că până în prezent am făcut treabă pentru orașul și județul nostru. Știm că noi avem un singur vot pe care ni-l acordăm nouă, celelalte voturi sunt ale giurgiuvenilor. Și dacă noi reprezentăm proiecția giurgiuvenilor în Parlament, cu siguranță că nu uităm acest lucru și vom fi alături de cetățenii orașului. Așa cum am spus, vom înființa două cabinete de parlamentar, unul în nordul orașului, unul în centrul orașului, astfel încât această modalitate de a ne informa corespunzător și de a rezolva operativ problemele în competența noastră de parlamentari să fie operativă. Conform sondajelor de opinie efectuate la nivel național, USL se află pe primul loc în preferințele electoratului. Asta nu înseamnă însă că reprezentanții USL vor duce o campanie mai puțin activă decât până acum. Suntem în plină campanie, nu vom lăsa garda jos până la sfârșit, pentru că giurgiuvenii au nevoie de noi ca giurgiuveni și au nevoie de proiectele noastre. Și singura noastră problemă este că trebuie să scoatem oamenii la vot, să-i convingem să iasă la vot, să voteze pentru interesul lor, să voteze pentru o echipă care o să le reprezinte interesele, pentru că numai împreună putem să reușim.